Pele sau Maradona? Uite, vezi, am discutat mai devreme, nu trebuie să compari unul cu altul. Nu, întotdeauna da, da, se face da. se face asta. Pele da. Maradona, iar acum se vorbește. Nu, vorbesc de nu care e mai bun. Care e mai pe. Structura no, pe dumneavoastră. Păi, structura mea este pele, niciun, mm -hmm. fără niciun fel de discuție. Pentru că. Uh, și comportamentul lui, de, mm -hmm. un exemplu pentru absolut toți, pentru toți ceilalți, în mm -hmm. special copii debutul lui a fost foarte devreme, de 18 ani, 17 de ani în Suedia. În, în, 58, mi se pare. Că aveți în continuare tricoul? Da. Aveți, acolo, da? Da. La -a, tricou? Da. După el aveți, așa cum e. La... acum l-am rămat. Acum, a, da? cum câtva timp l-am rămat și îl țin acolo. Unde? De în de casă? De... În rămat? L-am Nu, nu-l țin pe, ah, pe înține, perete. Îl țin da, undeva. Da. Da. Bine, mă, am un sac de, de tricori. N-am vrut să iau din perioada cât uh, am fost antrenor, decât, uh, decât uh, la... atunci când am câștigat uh, Cupa UEFA, uh -huh. la jucătorii mei uh -huh. cu semnăturile lor, când am fost la Inter, uh -huh. tricoul lui Ronaldo, lui. Pirlo, lui Bagio, lui asta Ce mari Une, Multe dintre ele mi le-au trimis jucători. Ce până... mari jucători, totuși. Da, Multe dintre ei, de exemplu, Giuba, Lunev, care sunt în echipa națională a Ruții. Mi-au mm -hmm. mi trimis ei tricourile mm -hmm. cu de... sau Serghei, așa de... Hagi, am e, jucători. Mm -hmm. Dar am și din perioada în care am jucat. Mm -hmm. piri, altafini, astea, de. -așa de -așa. Sunt într-un într săculeț. Poate că odată și odată vândesc, poate pe voi, sunt pot o expoziție. Expoziție, da, va, da. exista interesant, o... Da, când va exista... Când îmi plinice o vârstă oarecum rotundă. Nu, când va exista un spațiu unde se pot să le, să le pun acolo, le-aș le da, fi frumos. Totuși să S -s 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 pui, antrenorul, să pui antrenorul, uh, să pui, antrenor, pui tricoul lui din 70 de la... Din 70, da. Nespălat uh, cu, cu, Se vede aici pe spate cu puțin... ce mare jucător v-a impresionat cu care, lângă care a jucat, împotriva căruia a jucat cu care, care au fost jucători cu care v-ați întâlnit în adversarii dumneavoastră, că ați vorbit Ce pot să mă întreb? Ce m-a impresionat Beckenbauer în primul rând atunci, el valsa pe teren, de modul în care jucă cu capul sus pe randă într Pe urmă, toți toți ceilalți. Sunt o mulțime de jucători în care... Nu uitați că în perioada aia, când jucam 4-5 meciuri pe an, totuși am făcut 75 de meciuri internaționale. Ei dau 75 de meciuri internaționale. Că am jucat și... Când am devenit antrenor, eram antrenor la echipa națională, eram antrenor, jucător, Era și am făcut un turneu până în America de Sud Central și A am jucat. jucat contra Honduras. Deci Beckenbauer. Beckenbauer. De departe. De uh, uh, de, Messi sau Ronaldo? Uh, eu nu spun numai Beckenbauer. M-a impresionat, dar mm -hmm. au fost foarte mulți. Nu, nu pot. Am înțeles, Messi... alto, nu, era era sensațional mm -hmm. pe teren. Uh, Messi dintre Messi enorm de mult îmi place pentru că este un jucător care poate decide în orice moment soarta unei partide. Nu Greu greu să mai găsești un jucător care Și Ronaldo Și Ronaldo cu alte calități. Mai puțin spectaculos, E greu să antrenezi superstaruri. Jucători mari de tot pentru E destul de greu, pentru că spuneam și și aici în acum 19 ani, părerea este aceeași. Foarte mulți dintre ei cred că nu mai au nevoie să să învețe. Cum să spun, eu, marele antrenori, marele jucător este acela care învață permanent, pentru că niciodată nu se sfârșit această învățare. Sunt mulți dintre ei care au un comportament greu de Vă dau un exemplu, pogba, care jucător care se consideră, sau Neymar. Deci jucătorii ăștia mie nu spun nimic, pentru că ei fac ceea ce vor. Știu că sunt talentați și încearcă fără să aibă capacitatea necesară să decidă, încearcă să decidă în... Educație, experiență... Vedeți, comportamentul lui Ronaldo și lui Messi. Total diferit de a unor, așa, așa zici, jucători de super clasă. Neymar, de tot vorbeam. n de antrenat de un jucător cum e Neymar, nu? Ar fi, ar fi foarte greu de antrenat. Și eu am avut la... Uh, foarte greu, un băiat foarte bun, Ronaldo. fenomen. Am avut o relație extraordinară cu el. Poate că am și mai spus asta. Mm -hmm. Uh, el îmi dădea bere din Brazilia și eu îi dădeam portocale din Sicilia. Aveam un prieten în Sicilia uh -huh, care cultiva uh -huh. portocale și îmi trimitea tot timpul, februarie, ianuarie, februarie. Uh -huh. uh, bine m-am înțeles cu el. Am un raport foarte bun, dar el făcea ce vrea. El vrea, dacă vrea să antreneze, să antreneze. Dacă vrea să se ducă în Brazilia, să ducea în Brazilia. Avea un raport personal și asta e foarte uh, greu pentru un antrenor când, când un președinte are un raport direct cu jucător ne ținând cont de antrenor. Pentru că atunci, mai ales în președinte, ca și el a visat să fie mare, să fie jucător și, cum era morat, era printre, printre jucători tot timpul, când a crescut de taică su, de ta, 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 printre pentru pe vremea aceea, jucătorii lui da, Inter. Dar mai și el, ales sud-americanii sunt așa? Mai ales sud-americanii. Iar el îi dădea un telefon și ca să-i facă pe plac, îl lăsa să facă orice, indiferent de, de ceea ce echipa avea nevoie.